Vreau să-ți mulțumesc pentru că datorită ție, canalul Dr. Cip a devenit canal partener YouTube. Adică o parte din veniturile pe care YouTube-ul le încasează din reclame îmi revine mie, ceea ce mă aduce mai aproape de realizarea obiectivului, adică acela ca atunci când voi ieși din concediu medical în care mă aflu acum, să pot să-mi dedic întregul timp, întreaga activitate, întregul efort realizării de clipuri video pe teme de sănătate și stil de viață sănătos. Mă pot sprijini în continuare vizionând clipurile, dând like, dând share, pentru ca YouTube-ul să le sugereze și altor privitori. Dacă nu te-ai abonat încă și ți se pare interesant ce public, fă-o, dă click pe clopoțel astfel încât să fii de fiecare dată notificat când postez ceva nou și dacă ai posibilitatea, mă poți susține și cu o mică donație dând click pe butonul mulțumiri sau super thanks, depinde în ce limba ai aplicația, care se găsește în rândul în bara de jos, sub butonul de share, de trimite, dând un pic scroll pe stânga. Repet, numai dacă ai posibilitatea și se pare util ceea ce fac. Îți mulțumesc încă o dată, numai bine, sănătate, la revedere! Bine am găsit, prieteni! În acest clip vreau să vă spun ce măsuri trebuie luate imediat când apar primele semne de demență. Și care ar fi aceste prime semne? De cele mai multe ori, demența începe cu unul sau mai multe din următoarele patru semne. Pierderea simțului orientării spațiale, pierderea memoriei spațiale, adică persoana uită trasee pe care le știa foarte bine, merge cu mașina și uită să meargă acasă sau uită să meargă spre o destinație cunoscută, depinde de GPS, nu mai ține minte pe unde să o ia. Alt semn este reprezentat de confuzie, este un nivel crescut de confuzie. Alt semn. Nu-și găsește cuvintele, își găsește cu greu cuvintele. Când vrea să spună ceva, se poticnește. În fine, al patrulea semn este reprezentat de repetare, repetiție. Repetă ce spune. La câteva minute repetă același lucru, pentru că uită că deja l-a spus. Ce se întâmplă? De ce în demență, și în special în Alzheimer, are loc un proces prin care neuronul, creierul, nu mai poate să folosească sau folosește puțin glucoza ca sursă de energie. Nu intru în detalii de ce se întâmplă asta. Deci, pur și simplu, neuronii nu mai au suficientă energie să funcționeze și atunci le scade nivelul la care funcționează. Trebuie să găsim o alternativă la glucoză. Și aceasta este reprezentată de corpii cetonici, care reprezintă, de fapt, o sursă preferată de energie pentru neuroni. În momentul în care în sânge există și glucoză și corpi cetonici, neuronii vor alege corpii cetonici ca sursă de energie. Și cum putem să creștem nivelul, să alimentăm creierul cu corpi cetonici? Sunt trei metode. Scăderea carbohidraților, postul intermitent și o sursă externă de corpi cetonici, ulei de cocos sau ulei MCT, pentru că uleiul de cocos are ulei MCT, dar dacă ne interesează strict corpii cetonici, mai bine luăm ulei MCT care conțin 100% trigliceride cu lanț mediu, care se transformă imediat în ficat în corpi cetonici. În felul acesta asigurăm o creștere a nivelului corpilor cetonici în sânge, care ajung la creier și dau energie creierului. O să se observe în cazul că se adoptă aceste metode, o îmbunătățire a simptomatologiei, a celor patru semne de care spuneam, destul de rapid, în 3-4 săptămâni ar trebui să scadă și confuzia, să-și revină și memoria spațială, să-și găsească cuvintele, să nu se mai repete, deci ar trebui să se observe o îmbunătățire, o reducere a tuturor acestor simptome. Despre postul intermitent, am făcut un material cu detalii. Intrați pe profilul meu, dați click pe linkul de sub motoul Stil de viață sănătos, vi se va deschide un mini-site, al treilea buton de sus în jos se numește Materiale utile gratuite, dați click pe el, va apare lista de materiale, selectați-l pe acela despre postul intermitent și oricare altul, de altfel puteți să-l selectați dacă vă interesează și veți primi pe mail materiale respective. Despre MCT oil, uleiul MCT, se găsește online. Eu cumpăr pentru tatăl meu așa ceva, vă spun rezultatele, le-am testat pe tata și cu ulei de cocos și cu ulei MCT. Într-adevăr, rezultatele sunt foarte, foarte bune. Sunt chiar spectaculoase, aș putea să spun, și în 3 săptămâni au apărut. Îl găsiți online, nu știu dacă se găsește la Plafar sau în alte locuri, dar online îl găsiți sigur. Despre reducerea carbohidraților nu mai vorbesc, este foarte simplu. Eliminăm produsele cu zahăr sau strict ocazional se mănâncă. Și
ceilalți carbohidrați îi reducem. Dar cele mai importante măsuri de luat sunt postul intermitent, acesta este cel mai important, și ajutorul pe care ne dă uleiul MCT. Vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere!